escrevendo detalhe asta care mi-au dat bata aici. Aici, chestiile astea cu folie anticondens sau bariera de vapor, de plicul, nu știu pe care. Cel mai normal aici ar trebui să am un profil care să le împăiesc cu folie anticondens și să treacă pe după jgheab. Cel puțin când am cumpărat tabla, nu mi-a spus, zi, profilul ăla l-am căutat, nu l-am găsit. Și ca să nu să mi se spurgă că eu aici am pus, nu m-am pus pe tabla pe bază de lemn, cum se trase, ca să nu să mi se spurgă tot timpul condensul ăsta, am lăsat folia asta mai lungă și eventual condensul ăsta se spurgă. Suprapun 10 cm. Cam asta. Îi dau 3 șuruburi, oricum vine prinsă tabla și o prinde și pe el atunci. Mai mult. Cam asta. Și vede la... Pentru tablă are 7 cm pe 2,5. Și la tăiată sunt între 15 tăiată în 2. Bariera anticondens e una mai specială, dar nu mai știu toate proprietățile. Am impresia că rezistă la 120 de grade și cred că absorbe 4 litri de apă pe metru pătrat, ceva de genul.